Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre inițiativa PD, potrivit căreia judecătorii să fie aleși direct de popor. Aceste aspecte, dar și altele ce țin de tema propusă în discuție, vom discuta împreună cu Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și cu domnul Pavel Medregan, avocat. Bună seara și bine ați venit, domnule Medregan! Bună seara! Între timp urmează să ni se alăture și Corneliu Ciurea, analist politic. Domnule Novac, vreau de la bun început să facem o claritate în această inițiativă care a parvenit din partea PD-ului. Ziceam, potrivit căreia judecătorii ar urma să fie aleși direct de popor. Haideți să intrăm în esența acesteia. Este o afirmație pur populistă sau are un substrat până la urmă juridic și am putea să mizăm că într-un viitor apropiat ea să prindă contur? Vă rog. Eu cred că reieșind realitățile care sunt la ziua de azi și logica sănătoasă ne indică că este o declarație populistă, una politică care este ruptă de la realitate. Și în acest sens sunt mai multe argumente. Noi cunoaștem că până la data de 30 noiembrie noi nici de cum nu dovedim să modificăm Constituția, deoarece pentru a ajunge la scopul pe care îl propune PD-ul este nevoie de a modifica Constituția, legea supremă, și un alt șir de legi care derivă de la asta. O lege constituțională ea nu poate fi modificată în grabă. De ce? Acest proiect care, de fapt, încă nici nu-i proiect, nu l-a văzut nimeni, nici nu există un proiect, există o intenție. Că astăzi, ce a fost astăzi în Parlament, deci Parlamentul a votat o hotărâre prin care împuternicește Comisia Juridică Numiri și Imunități să elaboreze un proiect de lege. Deci cât o să dureze acest proces, este un proces anevoiesc și foarte lung, deoarece este nevoie nu doar de a modifica Constituția, cum și-am zis, dar și alte legi. Este nevoie de a munci foarte și foarte mult. Aproximativ o jumătate de an, zic expert. Deci cu jumătatea de an aici este altă epopee. Deci din momentul în care apare proiectul propriu-zis, el necesită a fi remis curții constituționale pentru ca curtea constituțională să se expună asupra proiectului vis-a-vis de constituționalitate, este oportun sau nu de modificat Constituția în acest sens. Și ulterior, acest proiect necesită să stea circa jumătate de an pentru dezbatere. Eu mă refer dezbatere în cadrul comisiilor, deci tot genul de dezbatere. Nu am să mă adâncesc prea mult, că necesită mult timp. De aceea, în timp, având în vedere că până la data de 30 octombrie a rămas o lună și jumătate, da? Deci tehnic nu este posibil de a modifica Constituția și legile care sorvin propriu-zis. De aceea, noi astăzi, în principiu, am avut foarte multe întrebări. Ați văzut că democrații nu au dorit să răspundă la toate întrebările pe care le aveam. Noi au aplicat acel legendar articol 108 din regulamentul Parlamentului pentru a încheia dezbaterile. Eu personal avem foarte multe întrebări vis-a-vis. Dar ce facem cu CSM-ul, ce facem cu Institutul Național. Pe parcursul emisiunii de astăzi chiar intenționăm să discutăm despre acest lucru. Domnule Dregan, colegii noștri din media s-au grăbit să titreze când ne întoarcem în Uniunea Sovietică. Practic va fi același mecanism sau unul similar, dacă am putea vorbi așa. Experiența în domeniul pe care o aveți vă permite să deschidem parantezele și să zicem ce cu acest proiect? Este totuși populist? Eu nu mă merg de declarațiile unor voștri colegi. Da. Fiindcă unii mulți colegi de ai voștri sunt foarte departe de realități, inclusiv de cadrul juridic. Dar lansează fel de fel. Da. Și nu mă miră astfel de inițiative. Numai că trebuie să privim aici din două puncte de vedere. Din punctul de vedere politic și din punctul de vedere juridic. Din punctul de vedere politic, totul este bine. Partidele politice, în esență, sunt generatoare de idei. Unele sunt năstrușnice, dar un partid politic, dacă nu lansează ceva, el e mort. Și noi avem 40 și ceva de partide și vedem care nu lansează sau nu participă la dezbatere. Sunt partide moarte. Prin urmare, a lansa o idee în societate care să devină un subiect de discuție e bine, din punct de vedere politic. Și aici ce să ne supărăm?
că care partid este mai tare populist, toate sunt populiste. Dar să vedem, dar ce înseamnă populist la urma urmei, noțiune de populism? Care este esența? Populism înseamnă, lansează ceea ce vrea să audă poporul. De aici vine populismul. Și el în multe cazuri este pozitiv. Fiindcă de multe ori cetățenii așteaptă să vorbească despre salarii, despre locuri de muncă, despre justiție, apropo. Și iată că se lansează această idee de discuție din punct de vedere politic. Și vreau să menționez că nu este o idee nouă. Eu am fost desemnat judecător în 1990. Exact trecerea de la alegerea judecătorilor prin desemnare de către Parlament. Adică alegerea judecătorilor în Moldova, da, nu zic Republica Moldova, dar Moldova, a fost deja la noi și a mers. Cum a mers mai bine sau mai rău, dar însăși fenomenul de alegere a judecătorilor la noi a fost. Doi, însăși în unele state, chiar europene, Statele Unite, în unele state, este această, este modalitatea de a alege judecătorii pe un district oricare. Dar aici noi revenim de o tradiție, o tradiție istorică și o tradiție juridică. Domnule Drăgan, dar până la urmă sunt vreo 4 state, dacă nu mă înșeală memoria. Adică... Nu are importanță. Noi când discutăm un fenomen referitor la realitatea noastră, să vedem care sunt pozitive și care sunt negative. Dacă se lansează o idee, trebuie să vină cu o justificare. Noi toți ne plângem că sistemul judecătoresc acum nu răspunde, nu corespunde și partenerii europeni. Prima întrebare, de ce? Da? Ce se întâmplă? Că noi, cetățenii, nu suntem satisfăcuți și atunci vine ideea că, bun, dacă nu merge ceva, într-adevăr, trebuie să schimbăm, nu? Ori așa merge mai departe. Domnule Drăgan, dar până la urmă, societatea noastră are o serie de probleme sociale, economice, politice, inclusiv. Acest proiect vine să ne debusoleze într-un fel sau altul, să ne sustragă atenția de la problemele principale? Nu. Dar care aveți în vedere problemele principale? Sistemul judecătoresc care eu activez, eu îl consider foarte important. Cineva poate să zică, da, domeniul social, o să aibă dreptate, da, salarii, pensii. Cineva domeniul economic, da, o să aibă, da, că este foarte important. Eu consider că sistemul de drept și, în particular, sistemul judecătoresc este foarte important și depinde și dezvoltarea noastră de viitor și investorii străini, fiindcă unii se tem la noi să vină că pierd proprietăți, pierd bani. Prin urmare, n-am putea să zice că nu trebuie să-l discutăm, că nu este important. Ba da, este important. Însă trebuie foarte, nu așa peste noapte, cu specialiștii, cu experții, fiindcă în unele state, unele reforme durează în timp. Ele trebuie foarte bine până la finalitate. Cum o să fie pas cu pas? Dar ideea merită să fie discutată. Domnule Ciurea, eu vă zic bună seara și bine ați venit în studioul Reflector Analitic. Iată, discutam ceva mai devreme despre această inițiativă PD potrivit căreia judecătorii să fie aleși de către popor. Eu vreau să facem o incursiune sub aspect istoric și să ne aducem aminte că această idee a fost lansată în spațiu mediatic, dacă nu mă înșel memoria, din 2005, încă de Eduard Mușuc, cu PSD-ul său, după aceea PCRM-ul în 2012 a revenit la ea. Și în același context, astăzi lucrurile se par un pic a fi strani. Marian Lupu spunea atunci că această inițiativă este populistă, Candu spunea că era împotriva ei căci genera corupție. Astăzi lucrurile au o altă versiune. De ce? No, sigur că conjuncturile politice se schimbă și bun, noi ne-am obișnuit să vedem, să ne dorim politicieni care toată viața spun același lucru, dar nu întotdeauna este posibil asta. De altfel, ăsta este și scopul discuției la care s-a referit și domnul Bedrăgan, pentru că în urma unor dezbateri și politicienii, și nu este nimic tragic, pot să-și schimbe punctul de vedere și timpurile se mai schimbă. În acele perioade, totuși, sistemul judecătoresc nu era sub o presiune atât de mare. Trebuie să recunoaștem că această presiune a crescut în ultimul timp foarte mult și datorită acestei campanii, eu zic mondiale, îndreptate împotriva corupției și în general unei atenții speciale care există
în rândul partenerilor noștri externi față de sistemul de drept, față de sistemul judecătoresc și din această cauză politicienii și ei sunt siliți să caute soluții și PD-ul a venit cu o soluție inedită care a mai fost discutată, dar puțin, cred eu, totuși în societatea noastră și care mi se pare, bun, poate unii vor spune că este exotică, dar merită să fie discutată ca un subiect sau ca o temă care ar putea cumva să schimbe comportamentul judecătorilor. Aici dar este... ea poate prinde contur în realitatea social-politică a țării noastre? În primul rând aș spune că noi nu prea suntem obișnuiți cu acest model și nu prea știm cum ar funcționa acest sistem nou, judecătoresc. Presupunerea centrală este că un judecător care, ca și un deputat responsabil și cumva va da seama în fața alegătorilor săi, va fi mai orientat spre a servi societatea decât un judecător numit. Domnul, nu vă spărați că vă întreb, dar spuneți-mi, vă rog, ipotetic, ce ar putea propune sau promite un judecător într-o așa zisă campanie electorală? E un ghilimele de rigoare. Va fi mai blând? Nu va aplica legea? După aceea chiar o să vreau să aflu punctul de vedere. Ei toți spun că vor aplica legea. Bun, eu nu știu cum fac această campanie electorală judecătorii în alte state acolo. În care există, spunea domnul Bregan. Probabil. Se vorbește mult despre credibilitatea persoanei, despre se urmărește biografia lui mai atent, despre valorile din această societate poziția și cum corespunde el acestor valori. Aici, cred că oamenii vor fi, în cazul unor ipotetice alegeri de acest fel, oamenii sunt centrați mai mult, sunt atenți la persoana. Integritatea acestuia. Evident, integritatea. Domnule deputat, nu zadar îl întrebam pe domnul Medrigan, iată, despre ceea ce se discută în societate și despre ce ar fi prioritar. În ultima săptămână au existat câteva teme care ne afectează în mod direct. Este vorba despre investigația legată de domnul Leancă, este vorba de amnistie fiscală care trebuia, într-un fel sau altul, a fost, propulsată în prim plan, iată vine această inițiativă legată de ceea ce numim noi alegerea judecătorilor aleși de popor. Există o anumită grabă, există o temere, cum s-ar explica această lege? Pentru că până la urmă, ca să revin la afirmațiile dumneavoastră, ei, volens, nolens, sunt conștienți că actualul Parlament nu poate să promoveze de fapt această lege. Ei sustrag atenția? Evident că pe fondul celor ce se întâmplă și când, dacă o să faceți o retrospectivă în săptămâna trecută, când am început ședința Parlamentului, am ridicat mai multe întrebări, ceea ce ține de raportul Kroll, furtul miliardului, tarifele la gaze, la energie termic și multe alte. Deci, pentru a stupa acest val de probleme care chiar interesează pe cetățeni, pentru ei chiar este important decât subiectul că o să fie judecătorul ales de popor sau nu o să fie. Apropo, la acest subiect, dar cine a întrebat în general cetățenii, dar ei își doresc astfel de alegeri, să zicem așa. Nu și așa, în tot anul avem alegeri. Ba avem alegerile primarilor, alegeri locale, ba avem prezidențiale, ba avem parlamentare, ba în adunarea populară Găgăuți și în tot anul noi avem alegeri. Iar la capitolul dat pot să zic că da, aceasta este o campanie de sustragere atenției. Vedeți că zilele acestea au avut loc sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei, unde a fost dată o notă destul de dură Republicii Moldova pe diferite dimensiuni și pentru a stupa mediatic acest val de critici atât de pe intern cât și de pe extern, iată să vine cu astfel de inițiative care, în opinia mea, sunt cam deocheate și chiar nu și-au locul și nu sunt atât de importante la ziua de azi. Dacă PD-ul cumva venea cu inițiativa, oameni buni, dar haideți să facem o
ședință secretă, închisă, cu ușile închise, dacă cumva acel raport Kroll 2, în care persistă o listă de persoane oneste, cum s-a referit domnul prim-ministru, ar prejudicea cumva ancheta, informația să nu iasă în afară, o facem secret, fără pres, fără ni semnăm, sub parafa secret că am primit astfel de informații pentru nedivulgare, temporară, să zicem așa, până la sfârșitul anchetei propriu-zise. Dar vedeți că nu se dorește, cei chiar îi doare pe cetățeni, nu se dorește a fi discutat. Și noi deja, nu știu câtă oară, deja batem alarma și batem și pumnul în masă și strigăm, oameni buni, hai să discutăm. 1, 2, 3, cu Nistru, cu construcția hidrocentralilor, cu preț la gazele naturale și la energie termică, cu furtul miliardului, cu concesionarea aeroportului, cu privatizarea Air Moldova. Deci sunt foarte multe, foarte multe de discutat, care sunt în esență în interesul statului și sunt de o prioritate majoră. Domnul Novac, de fiecare dată când se vorbește despre sistemul judecătoresc și, nu știu, despre reformă, evident se ajunge și la ceea ce se numește corupție. Ex-președintele Timofte te ridica și salariul într-o perioadă, motivând că astfel va dispărea corupția. Iată, dacă se va merge pe această idee lansată de PD, dispare corupția sau, din contra, ea revine în forță? Domnule Madan, haideți să ne amintim că partenerii noștri europeni, da, au pompat circa 60 de milioane de euro în reforma justiției. Și ce au făcut? Ce au început? Și n-au început cu calitatea actului justiției, n-au început cu reforme mai importante, dar ei au început la salarii. Adică noi atunci când criticam, îi întrebam, păi, dar chiar credeți că judecătorul cel care e corupt și a luat mită, dacă s-a dat un salariu mai mare, el o să renunțe la mită? Hai și-o dezvăța lupul să mănânce oie, știți cum, din domeniul ăsta. Da. Și la acest capitol am ieșuat și toate ratingurile internaționale, eu nu vorbesc de sondajele interne, dar eu vorbesc de ratingul internațional, ce ține de încrederea în actul justiției, că este cel mai scăzut din, da, de la independență încoace. Deci sunt, cum domnul Mitrigan are o experiență de o viață în domeniul justiției, poate vă confirme că așa de scăzut nivelul încrederii nu a fost niciodată. Și asta o demonstrează sondaje, atât interne cât și externe. Cele externe, haideți, poate zic cineva că ia ca, nu știu, opoziția cumva influențează. Păi, dar o spun și partenerii externi. Că a ieșuat toate reformele și tot ceea ce s-a dorit a face la capitolul justiției. Ca da, asta. Domnule Dregan, dacă nu vă înșelă memoria și aici chiar o să vă rog să mă corectați, la ora actuală judecătorii susțin un examen, apoi depun dosarul pentru funcție la CSM, după care trec selecția unui colegiu format din judecători și un reprezentant al mediului academic. La final sunt numiți în funcție de către președinție. Vreau să vă întreb, iată, dacă se merge pe ideea propusă de PD, ce se întâmplă cu CSM-ul? Iată, a fost pomenit astăzi acest lucru. Bun. Noi avem recomandarea 94 a Consiliului și cel care face recomandări în domeniul justiției dreptului este Comisia de la Veneția, care noi reformând sistemul judecătoresc, dar a început așa masiv în 96, unde s-a punctat că pentru independența sistemului judecătoresc trebuie să fie un Consiliu Superior a Magistraturii, care o majoritate din membrii săi să fie aleși la adunarea generală a judecătorilor pe curți. Curtea Supremă are reprezentantul Curtea de Apel și instanțele de fond. În principiu, noi am mers pe această cale. Noi, cadrul legal, conform recomandărilor, îl avem perfect. Adică avem un Consiliu Superior a Magistraturii care are competența ce se referă la corpul judecătoresc, începând cu Institutul de Justiție, unde se pregătesc cadrele, pe urmă toate verificările, înaintarea candidaturilor, inclusiv până la propunerea președintelui ca să fie desemnat judecătorii. Aici noi formal ne-am conformat. Avem un cadru legal cât de cât, și el este analogic cu sistemul din mai multe state europene.
Acum, dacă punem întrebarea că nu merge, da? Iată, noi nu suntem și guvernarea, zice, chiar și Partidul Democrat, că iată, s-a investit, s-au făcut eforturi și ceva, cetățenii nu sunt satisfăcuți. Iată, aici trebuie să punem pe prin plan ce nu merge și de ce nu merge. Și pare să că s-a dat un mic răspuns, că unele grupuri influențează sistemul judecătoresc. Iată, aici trebuie mai concret. Cine influențează și de ce influențează? Eu, care sunt zi de zi în sistemul judecătorii, vreau să vă spun că în jurul de 70% hotărârile sunt cât de cât bune. Noi aveam probleme cu vreo 10-15% de dosare, atât civile cât și penale, cu rezonanță, care după părerea cetățeanului, percepția, nu sunt hotărâri juste. Sunt în favoarea diferitor grupări. Cei care trebuie să stea la pușcărie nu stau la pușcărie. Domnule Drigan, iată de unde vine această nemulțumire. Fiindcă, în general, într-un proces noi suntem două părți. O parte câștigă, o altă parte nu câștigă. Da. Și întotdeauna zic că nu e corect și așa mai departe. Și noi trebuie să explicăm că instanța aplică legea și sunt alte... Și nu poate fi pe placul mulțimii. Alte instanțe care verifică. Curtea de apel și Curtea Supremă. Bun, unele mai duc și mai ajung până și la CEDO, da? Și aici e o problemă. Dar în comparativ și cu alte state cam plus minus din fosta Uniune Sovietică. Dar, încă o dată menționez și domnul Plahotniuc așa parțial că unele grupuri încearcă să influențeze. Asta unele grupuri, ca să fim mai exact, partidele, să înțeleg, clasa politică. Factorul politic, factorul guvernării, zicem, și mai clar. Dar vi se pare firesc ca, nu știu, să fie partajat, nu știu, Procuratura Generală după criteriu politic? Prin urmare, deja a fost partajat de multe ori și păi este și atunci partajat. Unde ajungem? Și atunci în rezultatul? Politicienii însăși pe dânsii își toarnă, știți cum e. Ei au făcut-o și ei se plâng că au făcut-o. Dar aici trebuie de prezentat într-adevăr care sunt factorii. Și aici trebuie să fie atât corpul judecătorie să spună ce îi împiedică, da? Ce îi împiedică ca să fie într-adevăr o justiție echidistantă așa cum prevede legea, da? Și pe de altă parte, care sunt factorii care influențează și corpul judecătoresc nu poate să fie protejat, fiindcă Consiliul Superior a Magistraturii trebuie să protejeze corpul. Dacă este vreo imextiune, Consiliul Superior a Magistraturii trebuie să intervină. Nimeni nu are dreptul. Iată că în realitate avem această mixtiune și trebuie aici să ne concentrăm de ce este, da, și ce am putea să facem. Domnul Ciurea, vorbim despre gradul de credibilitate a instituțiilor statului raportată la ceea ce se întâmplă și nu este o noutate când afirmăm faptul că justiția, cu părere de rău, nu se prea bucură de credibilitate. De ce această percepție? Domnul Medrian a explicat acest lucru. Nu prea am ce să adaug. Într-adevăr, eu cred că în mare deciziile sunt luate în corespundere cu criteriile profesioniste. Există și decizii politice în sistem, desigur, dar bun, și aceste decizii, pur formal, de cele mai multe ori corespund rigorilor, rezultatul nu place de cele mai multe ori. Și în special rezultatul este contestat politic de către partidele de opoziție atunci când ei pierd într-un caz sau altul. Cel mai răsunător exemplu, sigur, sunt alegerile din municipiul Chișinău, atunci când cele trei instanțe au luat aceeași decizie cu privire la invalidarea alegerilor din Chișinău. Bun, este un caz relevant. Totuși, vreau să vă spun... De ce credeți că suferă, iată, imaginea jurisprudenții pe ansamblu? Din cauza corupției, din cauza necesului? Nu atât din cauza corupției. Eu nu cred că corupția este universală în sistem. Dacă tot susținem și profesioniștii spun acest lucru, că marea majoritate a deciziilor sunt luate corect. Există o suspiciune generalizată în societate că în anumite situații, dar nimeni nu poate demonstra exact cum se produce acest lucru și asta este important de remarcat, în anumite situații politicienii, clasa politică, elita care se află la guvernare își bagă, cum zicem noi, coada sau codița și influențează aceste decizii.
Bun. Și toate încercările politicienilor și a societății civile este de a imuniza sistemul de asemenea gen de imixtiuni. Dar întrebarea atunci, este... atunci care ar fi interesul clasei politice? Îl întrebam și pe domnul Medrigan, ca fiecare guvern, când vine, practic se schimbă procurorul general. Ca exemplu dau. Păi clasa acum politică... Acum deja nu, fiindcă legea s-a modificat. Da. Păi asta era una din condițiile. Și tot, și în această situație, oricum există suspiciuni că procurorul... Deci, vedeți, este primul nivel. Da. Și iarăși domnul Medrigan a vorbit despre acest lucru. Procedurile inspirate de către instituțiile europene au fost acceptate de către noi. Formal, sistemul este ok. Putem zice chiar aproape de perfecțiune. Deci, democrația înseamnă de multe ori respectarea procedurilor formale. Din punctul ăsta de vedere, nu prea avem ce reproșa instituțiilor statelor. Dar noi mai vrem și rezultate bune, rezultate corecte sau cinstite. Și din această cauză apar aceste suspiciuni. Dar, repet, din punctul meu de vedere nu sunt foarte multe cazuri de acest fel. Iată câte cazuri de rezonanță am avut în acest an care a pus pe jar societatea și au fost contestate vehement aceste decizii. Cea cu primăria am evocat-o, dar și în acest caz vreau să vă spun că politic mai multe partide politice au spus că decizia a fost corectă, dincolo de argumentarea juridică. Unele au spus că e corectă, altele au spus că ea nu este corectă pentru că n-a înglobat alte cazuri, n-a fost... Și alții au spus că este total incorrectă. Deci și aici a fost o discuție politică. Da. Domnul deputat, vreau să vă mai întreb încă un aspect ce ține de fapt de introducerea acestei sintagme discutate în societate legate de integrarea europeană. Aceste inițiative vin ca oricum să schimbe sau să modifice prevederile constituționale. Întrebarea e foarte simplă, probabil așa v-ar fi adresat-o și fiecare telespectator. De ce atâta grabă și de ce această inițiativă de a introduce sintagma de integrare europeană? Bine, există o interdependență, poate, dintre temele pe care le discutăm astăzi? Eu cred că este vorba despre o inițiativă care face parte din aceeași categorie ca și asta cu judecătorii. Da. Evident că această inițiativă de modificare a Constituției e deja a priori contravine normelor constituționale. Noi în Constituție avem o prevedere care ține de pluralismul politic. Pluralismul politic, adică ce înseamnă? Dacă teoretic ar introduce în Constituție, iar eu mâine pledez pentru alt vector de dezvoltare, reiesc eu încalc Constituția. Ceea ce contravine deja articolului referitor la pluralismul politic și opinii. Dar întrebarea este alta. De ce? Ce este în esență integrarea europeană? Integrarea europeană este un vector. Ea nu este o lege, dar este un vector de dezvoltare. Politică externă. De politică externă. Ea este o ideologie a unui partid politic. Și asta ce ar însemna? Că dacă ei astăzi introduc una, mâine vin alții și scot și introduc alt vector? Asta nu este corect. Nu este, este un moft al PD-ului, pe de o parte, dar pe de altă parte este un joc foarte interesant pentru a-i pune într-o situație pe cei care se declară pro-europeni, ca să vadă cum vor reacționa și cum vor vota. De ce zic? Poate în cazul unui referendum? Eu deja știu că în cazul dat cu ce ține de integrare europeană, liberalii deja îi șantajează pe ăștia din Partidul Democrat că uite, haideți la pachet să modificăm și articolul 13 din Constituție. Dacă chipurile noi introducem în ordine zi și votăm la pachet, și ok, dacă nu, nu. În cazul dat, PD-ul are un joc destul de interesant electoral ascuns, ca ei pe urmă să aibă argumente. Să zic că uite, noi am fost cei care ne-am declarat, ei s-au declarat și pro-europeni și pro-Moldova și deja iar au devenit pro-europeni. Dar vor avea argumente, să zicem așa, în fața PL-ului, PLDM-ului, care PPM-ului, de ce nu? Zic, uite, noi am propus, voi ați votat sau n-ați votat? Dar dacă n-ați votat, de ce n-ați votat? De ce este un joc politic trucat
Nemai vorbind că este un absurd juridic ce propun ei, că integrarea europeană, ce înseamnă integrarea europeană? Ei, de fiecare dată, eu am repetat și nu o să obosesc să repet, ei duc în eroare cetățenii cu integrarea europeană. Integrarea europeană nu înseamnă aderarea la Uniunea Europeană. Deci sunt termeni practic asemănători la care majoritatea cetățenilor cred că da, integrarea europeană. Dacă se încearcă a obține dividende politice. Evident. Da? Noi am fost martori când, începând cu anul 2019 până în prezent, ați văzut, au arborat drapelul Uniunii Europene, nefiind membru al Uniunii Europene, pe practic toate instituțiile statului. Dacă mergem la toate ministerile, stă drapelul Uniunii Europene. La toate spitalele, toate instituțiile publice. Instituțiile publice, primării și pe unii vrei. Noi ce am devenit mai europeni? Ori poate noi avem o justiție ca în Europa, calitatea vieții europene. Deci este la fel o inițiativă sterilă, ruptă de la realitate, care nu are nimic comun cu realitate. Nimai vorbind de ceea ce am zis anterior, că este un absurd juridic din start și contravine altui articol din Constituție. Da. Nu poate fi ideologia unui partid introdus în Constituție. Domnule Dragan, eu vreau să revenim un pic la judecători. Din datele pe care le am, în prezent în Republica Moldova sunt aproximativ peste 400 de judecători. Iată, nu în zadar, mai devreme pomeneam despre CSM. CSM, până la urmă, așa îl percep eu, ar trebui să fie un arbitru. Dumneavoastră îl vedeți, acel arbitru? Nu este un arbitru. Rog, rectificare. Un arbitru zice că tranșează două părți, da? Și vine... Bun, noi de multe ori zicem că rolul președintelui este un rol de arbitru între puteri, da? Cu toate că puterea judecătorească este un pic mai specifică. Specifică, nu intră în... Dar chiar și guvernul, fiind desemnat de parlament, nu prea... Ele aproape că în corpuri promovează, da, să zicem, programul partidului sau a guvernării, fiindcă și programul guvernul se aprobă de către parlament. Prin urmare, aici cu arbitru e discutabil. Deci, încă o dată repet că această instituție a fost propusă de organismele europene și noi am implementat-o și ea până ce face față. O altă alternativă până ce nu este. Până ce nu este. Fiindcă eu țin minte sistemul vechi, care numai Ministerul Justiției se ocupa cu cadrele în sistemul judecătoresc, adică cu judecătorii. Într-o perioadă erau aleși, o altă perioadă erau desemnați prin Ordinul Ministrului Justiției. De la capitolul componență, nu aveți obiecții? Bun, s-a discutat mult și această cu componență și sunt unele deja modificări în componență. Deci, majoritatea aparține judecătorilor, da? S-a discutat și s-a propus și va fi așa că aceste trei locuri, zicem noi, din oficiu, și anume președintele Curții Supreme, procurorul general și ministrul justiției, să nu aibă drept de vot. Ei poate să fie prezenți, însă nu vor avea dreptul decizional. Adică un pic să-i ferim de această resursă administrativă, fiindcă ei totuși sunt desemnați politic în aceste funcții, în primul rând ministrul justiției, da, care face parte, da, din guvern. Și ziceam că rămân majoritatea judecătorilor și trei persoane din cadrul academic până ce. Noi, societatea civilă, am propus și pentru aceste persoane să fie organizate alegeri sau, să zicem, de alternativă care să fie înaintate, ca să nu fie și acum, fiindcă până la moment numai Comisia Juridică desemnează din cadrul academic. Prin urmare, dacă Consiliul Superior al Magistraturii și-a îndeplinit pe deplin împuternicirile sale, unde, repet, majoritatea sunt judecători. Și dacă judecătorii ar pleda pentru sistemul judecătoresc, deci sistemul se poate proteja, deci nu e arbitru Consiliul, el se protejează și orice mixtiune, dacă este în sistemul judecătoresc, și acum cadrul legal prevede că dacă cineva încearcă, într-o formă sau alta, judecătorul este obligat în scris să informeze Consiliul Superior al Magistraturii că cineva a încercat.
Dacă o să vă duci într-o instanță de judecată, o să vedeți dar scris pe ușă. Dar nu cunoaștem un precedent ca să fie... Bun, sunt, dar nu se fac tare. O să vedeți pe ușa fiecare judecător că nimeni nu are dreptul să intre în afara ședințelor de judecată și așa mai departe. Deci, iarăși sunt unele măsuri să protejeze judecătorul de o imixtiune oarecare. Prin urmare, Consiliul Superior a Magistraturii astăzi are rolul principal, chiar și dacă vor fi aleși judecătorii, admitem, acest mecanism o să rămână, fiindcă el examinează cazurile încălcării disciplinii de către judecători, deci comportamentul neadecvat, fiindcă este codul deontologic al judecătorilor și care se referă nu numai în timpul activității, dar și în afara activității propriu de serviciu. Deci el rămâne un organ important. Proiectul urmează să fie dezbătut pe larg cu societatea civilă, urmează ca să fie dezbătut grupurile profesionale care vor fi și după aceea va fi supus Parlamentului. Alunecând de la această teză, vreau să vă întreb. Ceva probabil nu este perfect și în interiorul sistemului pentru că avem mai multe persoane care îl părăsesc. Mă refer la judecători, mă refer la alți angajați de acolo. Cum vedeți dumneavoastră? Bun, eu nu cunosc foarte bine dedesubturile și interiorul sistemului judecătoresc. De asta nu cred că aș putea să mă pronunț, dar în mod normal funcția de judecător este una de mare importanță și trebuie să fie o funcție de prestigiu. Oamenii trebuie să dorească să devină judecători. Tocmai din această cauză, de altfel, s-a recurs la această acțiune de demărirea salariului, de majorarea salariului. Da. Atunci mi-amintesc că asta a fost inițiativa președintelui Timofte, care a ținut foarte mult ca el din breaslă fiind. Da, fiind din breaslă, a vrut să sporească acest prestigiu al funcției. Nu știu, înțeleg ce a avut în vedere domnul Novac, nu știu dacă neapărat această acțiune a condus, a dat niște rezultate clare, dar este clar că a ridicat un pic nivelul de trai al judecătorilor. Dar nu știu, nu cunosc foarte multe cazuri de părăsire a sistemului. Știu că Consiliul Superior al Magistraturii ia acțiuni și uneori sancționează, examinează comportamentul judecătorilor de anumite aprecieri. În tot cazul, bun, judecătorul este o funcție de mare răspundere în societatea, într-o societate normală. Domn Ciurea, în cazul în care poporul alege judecătorul, cine ocupă locul CSM-ului? Îl păstrăm? Nu știu, cum vedeți dumneavoastră toată treaba asta? Pentru că sunt elemente care ne preocupă. Domnul Novac spunea că se lucrează și la proiect. Dumneavoastră vedeți păstrarea acestui organism? Hai zic așa, noi așteptăm ca Partidul Democrat să vină cu explicații și ca aceste discuții să fie purtate cu societatea civilă pentru a înțelege mai bine acest model pe care ne-l propune Partidul Democrat. Atât domnul Medgan spune că Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să rămână pentru că trebuie să aibă grijă de funcționalitatea sistemului. Nu știu exact ce au în vedere cei din Partidul Democrat atunci când au oferit această idee. Dar această idee vine să nihileze nu știu ce, corupția, cumătrismul, ce vine să facă? Vine să întărească independența judecătorilor și este un răspuns la acele critici care există în sânul societății și în rândul partenerilor noștri externi, care consideră că sistemul nostru judecătoresc nu funcționează adecvat. Ei spun în felul următor, imaginea sistemului este proastă, deci oamenii au percepția că el nu funcționează bine. Și pentru a schimba percepția, să vină cu aceste modificări. Deși, sincer vorbind, iată, dacă stăm și evaluăm funcționalitatea sistemului, nu știu dacă vom găsi foarte multe cazuri de încălcări care au fost discutate în societate. Este cazul cu doamna Manole, este cazul care se discută de iarăși cu primăria Chișinăului, dar foarte multe situații de acest gen nu am întâlnit. Eu personal.
Domnul Novac, vreau două dimensiuni să punem în cele ce urmează în discuție. Pe de o parte este factorul pe care se bazează pe LDM-ul, dacă ipotetic vorbim, ar putea să voteze în acest legislativ proiectul de lege ce urmează să fie realizat. Și pe de altă parte vreau să vorbim despre percepția oamenilor simple. Ei nu sunt ajunși la limita repulsilor în ceea ce se numește alegeri, tot felul de scheme politice pe care nu le percep întotdeauna până la capăt. Vă rog să medităm. Eu cred că o să zic acum pentru telespectatori, PD-ul a început în general cu stângul, chiar de azi. Când s-a pus la vot astăzi, că era ultimul proiect de pe ordinea de zi, din start au dat-o în bară. Unul la mână, nu a fost repartizat proiectul de hotărâre deputaților. Nimeni nu a văzut acest proiect de hotărâre pe care l-au votat astăzi. Și atunci ei ce? Mimează o anumită reformă? Ce demonstrează oamenilor? Eu de asta și zic, cei ce fac ei este o mimare și este un joc de prost gust. Doi, pentru a fi posibil de pus la vot acest proiect de hotărâre, el trebuie să aibă raportul comisiei sesizate în fond. Ceea ce nu era. El nici nu putea fi pus la vot. Eu nu mai zic, nici nu l-a văzut nimeni. Nu era raport și nici proiectul nu l-a văzut nimeni, propriu zis. Un alt moment, proiectul suna în felul următor. Eu am întrebat astăzi, dar cum ați... Însăși din denumirea proiectului de hotărâre, rezultă ce se dorește a face prin proiectul dat. Și proiectul suna proiectul de hotărâre cu privire la elaborarea proiectului de lege. Un clip, dar cine îl face proiectul ăsta de lege? Adică nu s-a mers pe altă formă. Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege. L-au lăsat așa în aer că acum nu e clar, dacă începând cu mâine, păi dar cine să-l facă proiectul ăsta de lege? Comisia juridică. Dar acolo nu, în hotărâre nu e scris nimic despre asta. Eu nu zic, nu l-a văzut nimeni. Dar însăși din titlul proiectului, trebuie să rezulte cine și ce are de făcut. Deci, scurt, avem un minut la dispoziție. Un minut. E început-o cu stângul și eu nu cred că are sorți de izbând acest proiect și o să vedeți, o să treacă legislatura asta și o să ajungem în legislatura viitoare în care, în general, o să uite și eu nu cred chiar în legislatura asta se va reuși de a elabora un proiect astfel încât să avem rezultatul final, modificarea... Domnule Drigan, dacă prinde contură această inițiativă a PD-ului, ea va duce la creșterea credibilității sistemului judecătoresc? Eu repet, pentru partidele politice este evident, trebuie să lanseze diferite idei, mesaje, chiar și dacă nu au o finalitate. Asta e esența partidului politic. Să lanseze în societate ca să fie discuții. Și uitați, alte partide stau moarte. Nu lansează nimic, nu participă, nu se expun. Dacă eu vă provoc acum, pe final de emisiune, să dați o notă sistemului judecătoresc din țara noastră, care e? Cum îl vedeți? Cât e de funcțional? Cred că între 7 și 8. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Ciurea, da, credeți în acest proiect și în faptul că vom elimina toate lacunile? Da, și eu cred că proiectul este lansat înainte de toate pentru a genera anumite discuții. Este una din funcțiile partidului politic și, bun, nu sunt în totalitate sigur că va fi acceptat în această legislatură. Nota dumneavoastră? Eu mă bazez pe aprecierile experților. Deci... Domn deputat, dumneavoastră, ce părere împărtășiți și cu asta punem punct ediției curente? Eu cred că justiția noastră trage din undeva la nota 4. Pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Stimații telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de Accent TV.